Rămânem în Cartea Psalmilor, 146:6. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. Cum știți că scrie și în cartea lui Ieremia, când vorbea de Israel, că legile așezate în cosmos sunt la fel de sigure, ba mai mult legile prin care, sau făgăduințele care s-au adresat oamenilor sunt mai sigure. Dar iată ce scrie în Isaia 25, cuvinte care se vor împlini în veșnicia viitoare, atunci când vom putea să constatăm din plin și să-L lăudăm pe Domn pentru credincioșia ta. Isaia 25, versetul 1 și versetul 9. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța, laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Și ascultați, planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Versetul 9. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui, acesta este Domnul în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Slăvit să fie Domnul! Citim și din scrierile Apostolului Pavel, 2 Timotei, capitolul 2, aici se vorbește despre Domnul și despre noi. Citim de la versetul 11 la 13, 2 Timotei 2 cu 11. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dar ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși, El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Noi putem să ne pierdem dacă nu suntem serioși, dar cu cei ce sunt serioși, Domnul merge mai departe și își va îndeplini pe deplin lucrarea. Să citim și în Evrei 6, acolo unde avem un cuvânt foarte bogat în privința siguranței în credincioșia lui Dumnezeu cu privire la planurile sale cu perspectivă eternă. Evrei 6, de la versetul 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorul făgăduinței în strămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și rămânem aici, întorcând la capitolul 10. Asta este siguranța noastră în mântuire, credincioșia lui Dumnezeu. Evident, cum spuneam, legate împreună cu bunătate, cu toate celelalte. Citim de la versetul 21. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu și preot în veac, adică rămâne la postul lui cu credincioșie, să ne apropiem cu o inimă curată, o credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Să ținem fără șovăiri la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Numele Lui să fie binecuvântat. De altfel, Domnul Iisus Hristos are și numele Cel Credincios. Tatăl îi plin de credincioșie și Fiul Său este Cel Credincios. Mi-amintesc o profeție în care Domnul spunea cuiva: du-ți crucea cu bucurie, bizuindu-te pe credincioșia lui Dumnezeu. Să nu lăsăm pe diavolul să ne ispitească, că Domnul nu ne ajută, că ne abandonează. Nu poate Dumnezeu să fie decât credincios și asta întotdeauna. De aceea scrie în Apocalipsa 19 că atunci când va veni, va purta și titlul acesta, versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el se cheamă Cel Credincios, Cel Adevărat, El judecă și se luptă cu dreptate. Se va vedea în orice moment al planului Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu.
Într-un plan mai restrâns putem să vedem credincioșia lui Dumnezeu în istoria poporului evreu. Dumnezeu a promis mai întâi patriarhilor și apoi generații la rând a împlinit cu credincioșie ceea ce spusese. Iată ce scrie în Psalmul 98 despre credincioșia Domnului față de Israel. Versetele 2 și 3. Domnul și-a arătat mântuirea, și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor, și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia lui față de casa lui Israel. Toate neamurile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Și acum, în deceniile trecute, n-au văzut toate neamurile pământului cum Dumnezeu a reconstituit statul Israel? Și istoria lor în viitor va dovedi mai din plin, chiar în această ultimă etapă, că Dumnezeu este credincios față de ei. Tot ce le-a promis s-a împlinit. Cum spunea Iosua, a rămas ceva neîmplinit? Nu, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. De aceea Apostolul Pavel, când vorbește despre evrei în epistola către romani, face referire și la credincioșia lui Dumnezeu. Altfel ei s-ar fi pierdut. Cum spunea și Isaia, dacă n-ar fost Domnul, ne pierdeam. Romani, capitolul 3, versetul 3. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimicia necredincioșia lui Dumnezeu? Adică toată îndărâdăcia evreilor, generații la rând, n-a fost în stare să destructureze această atitudine divină. El a rămas credincios. Uneori numai cu o rămășiță. Dar s-a ținut de cuvânt. De aceea scrie tot în Romani, citim în capitolul 15, versetul 8. Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur, a pornit de acolo, că lor le-a fost promisă sămânță, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduinții date părinților, așa cum s-a spus, așa s-a întâmplat. Dar mai mult, am spus că Dumnezeu e credincios în planul său etern. E credincios pentru veacurile multe la rând, cum a fost pentru evrei. Dar e credincios și față de nevoile noastre umane pe parcursul unei vieți. Cândva de 900 și de ani, acum de 70-80 de ani. Dumnezeu se ține de cuvânt față de ceea ce a promis unor părinți pentru copiii lor. Evident, dacă așa, aceștia sunt credincioși. Se ține de cuvânt și de ceea ce ne-a promis cândva în viață. Cum spunea un frate care a fost operat pe cord, o operație mai grea, și gândurile îi spuneau, cum scrie și în 2 Corinteni 1, că și la Pavel îi spunea gândul că trebuie să moară. Și el a zis, n-am să mor că Dumnezeu are câteva promisiuni care mi le-a făcut și nu s-au împlinit. Și de atunci au trecut câțiva ani și fratele trăiește și slujește. Să ne ducem în Cartea Genesa pentru a observa două situații în care Dumnezeu este credincios cu ceea ce promite unui om sau unei familii. Genesa 24. Eu știți că i-a promis Dumnezeu lui Avram pe Isaac, după 25 de ani de ședere în Canaan, i l-a dat. Anii au trecut. Trebuia să se căsătorească fiul lui Avram, Isaac, și știți, a vorbit cu administratorul averii sale și scrie în Genesa 24:7, sunt cuvintele lui Avram, Domnul Dumnezeul cerului care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea și care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminții tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Încredințat pe vorba stăpânului, robul se roagă, pleacă, izbutește, și scrie în versetul 27 că se roagă apoi cu mulțumire zicând, binecuvântat să fie Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia față de stăpânul meu, Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. De ce s-au nimerit toate, în ghilimele spus, Dumnezeu în credincioșia lui a trimis îngerul. Un alt caz, Genesa 28, pleacă Iacov să se căsătorească într-o circunstanță nefavorabilă. Trebuie să părăsească deodată casa părintească.
îl întâlnește Dumnezeu la Betel și scrie în versetul 15, sunt cuvintele lui Dumnezeu, iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Ce asigurare! Doar ce în pagine se roagă în capitolul 32 Iacov cu temeri de Laban am scăpat, dar frate meu Esau e mai periculos. Și atunci și-aduce aminte și scrie aici de la versetul 9, a zis în rugăciunea lui, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeu tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai să întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările, și ascultați, și pentru toată credincioșia pe care tată față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau. Și îi aduce aminte, Domnului, versetul 12. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine. Și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este, nu se poate număra. Și așa s-a întâmplat, a fost ocrotit, căci Dumnezeu este credincios, slavă Lui. Haideți să observăm câteva aplicații care rezultă din credincioșia lui Dumnezeu. În primul rând, să avem încredere în credincioșia angajamentelor divine. Și această încredere să se manifeste în rugăciunile noastre. Când ne rugăm, să ne rugăm, așa cum am citit despre Iacov, Doamne, eu mă încred în niște promisiuni, mă bizui pe cuvântul Tău, pe felul Tău de a fi. Ba mai mult, nu numai rugăciune, în declarațiile noastre. Să nu fim ca cele 10 iscoade să muiem inima altora, ci să rostim cuvinte de încredere în bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. Asta va fi foarte important, felul în care noi vorbim despre Dumnezeu. De aceea scriem Psalmul 91, un psalm cunoscut, dar să îl și trăim în momente grele, citim de la versetul 3, 4. El te va acoperi cu penile lui, te vei ascunde sub aripile lui, că scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi. Și enumeră mai multe. Dar de ce? Versetul 9. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. De fapt, adăpostul e constituit în baza credincioșiei lui Dumnezeu. Tot din cartea psalmilor citim psalmul 40, versetul 11. E o cântare, o rugăciune, ce doriți. Tu, Doamne, nu-mi voi umpli durerile tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi totdeauna. Rugăciune, pagina în dreapta, 43:3. Trimite lumina și credincioșia ta să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Foarte important. În cartea Plângerii lui Ieremia este scris din nou despre această pereche binecuvântată, bunătate și credincioșie. Plângeri, capitolul 3. Nu uitați, aici era o vreme grea. Cum nu mai fusese pentru Ierusalim. Plângeri, capitolul 3, citim de la versetul 21, iată ce mai gândesc în inima mea, iată ce mă mai fac să trag nădejde. Versetul 24 și 23, bunătatea se înnoiește, cum știți, dacă vorbim de sora ei, spune partea a doua versetului, și credincioșia ta este atât de mare, Domnul este partea mea de moștenire, de aceea sufletul meu, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Pentru oricât de critic ar fi situația, spune și apostolul Petru, sunt oameni care au fost duși în fața rugului,
sau sunt situații de boală sau alte situații grele. Și scrie în 1 Petru 4 cu 19, așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu sunt situații uneori în familie, au fost cazuri în care, de exemplu, un soț și-a amenințat soția, dacă te botezi, te omor. Cum să meargă înainte? Cu ce siguranță? Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului jiditor și să facă ce este bine. Ceva de genul m-a făcut cei trei în fața coptorului. Dumnezeu poate să ne scapă și dacă nu ne scapă, rămânem doar să-i slujim, rămânem în mâna Lui. Doamne, întărește pe cei ce au nevoie. La atâta credincioșie, cred că ar merita tot atâta laudă. Și cartea Psalmelor, în mod deosebit, o să citesc doar câteva versete, că sunt multe, vorbesc despre credincioșii, David și ceilalți compozitori ai Psalmelor, care lăudau pe Dumnezeu pentru credincioșia Lui. Să citim din Psalmul 40 mai întâi. Aici este un angajament. Versetul 9 și 10. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare. Iată că nu mi-închid buzele. Când cântăm. Uneori am mai văzut oameni care partarea bătuți, duși cu gândul sau zici că nu știu cântarea, dacă toată adunarea te descurci și dacă auzi pentru prima dată. Versetul 10. Nu țin inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Tot am psalmul 71, un verset foarte frumos, versetul 22, asta cu orchestra când cântăm sau cu fanfara. Și te voi lăuda în sune de alăută, îți voi cânta credincioșia Dumnezeule, te voi lăuda cu arfa Sfântului Israel. Da. Leviții care lăudau pe Dumnezeu, lăudau în mod deosebit pentru aceste calități binecuvântate ale sale. Psalmul 89, Etanis, Rahitu. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam cu gura mea, credincioșia ta. Că-și zic, acesta era versul, refrenul poate, îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Îmi place tare mult și începutul psalmului 115, știți că este o cântare, cântarea ce cântă corul, nu nouă, Doamne. Asta are de a face cu credincioșia, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă, pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. În mod particular îl avem pe regele Ezechia, care după ce a fost vindecat, a cântat, scrie în Isaia 38, vocal, instrumental, îndeamnă, se angajează, cheamă, Isaia 38, 18, căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, și cei ce se pogoară în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta, ci cel viu, da, cel viu, te laudă ca mine astăzi. Să ne ajute Domnul pe noi toți cei vii să-L lăudăm. Deci, să ne încredem în Domnul și asta să o declarăm în cuvintele noastre, să-L lăudăm pentru credincioșia sa. Și aș mai spune, legat de rugăciune, să dorim să se poarte Domnul și cu alții cu bunătate și credincioșie. Chiar există o formă de salut, aș spune, în Biblie, o urare, o găsim în cuvintele lui David, 2 Samuel, capitolul 2, versetul 6. Domnul să vă arate bunătate și credincioșie. De aceea sunt eu indignat când salută tinerii cu ceau, că sunt atâtea saluturi în Biblie bogate și am putea să folosim unul sau altul sau să compunem noi un altul din atâtea cuvinte bogate care sunt.
Se pare că era un salut al lui David, că el îl folosește și în altă împrejurare sau urare. În aceeași carte, capitolul 15, versetul 20, îi spune lui Itai din Gat, și în ambele situații este cu semnul exclamării, deci era efectiv o urare pe care o putem folosi și noi. Domnul să se poarte cu tine cu bunătate și credincioșie. Să dorim asta fraților noștri, de ce nu tuturor. Tot la capitolul aplicații, ceva ce are de-a face cu relația noastră pe verticală și pe orizontală. Vom fi statornici, adică vom fi credincioși în lucrarea Domnului? Foarte mult apreciază Dumnezeu credincioșia în lucrarea sfântă. Avem, de exemplu, în vremea lui Nemia, când a fost pus dregător, a așezat slujitorii, leviții, și trebuiau cei din popor să aducă zeciuielile ca leviții să vadă de lucrarea Domnului. Când s-a întors la Ierusalim, după 12 ani, a văzut că nu mai dăruiseră. Și scrie în cartea sa că a găsit totuși niște oameni și i-a îndemnat să-și aducă fiecare în credincioșie contribuțiile. Asta înseamnă să ne ținem de ceea ce ne-am apucat. Moise, în mod deosebit, este lăudat de Dumnezeu pentru credincioșia cu care a slujit. Și a făcut-o ca slugă, spune Scriptura, numărul 12 cu 7, și sunt cuvintele lui Dumnezeu. Nu tot așa este cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. În ce a constat credincioșia lui Moise? Nu doar că și-a făcut treaba până a plecat. În tot ce a spus Dumnezeu, Moise așa a zis. Știți că odată a greșit, dar nu vreo poruncă. Atunci când a rostit o apreciere îndoielnică în fața poporului și a fost taxat. Legea, toate poruncile au fost date prin Moise. Rânduieli în diferite domenii. Cum îi spunea Dumnezeu? Așa transmitea. Foarte credincios. La datorie pentru totul, pentru toată viața. Urmașului său Iosua, citim în cartea Iosua, capitolul 1, versetul 7, sunt cuvinte pe care le spune Dumnezeu: întărește-te numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie. Și pentru că el și-a însușit această îndatorire, el a învățat apoi poporul la sfârșitul vieții și le-a zis: slujiți Domnului cu scumpătate și credincioșie. Aceleași cuvinte îi le adresează David, fiului său Solomon. Fii credincios. Tot cuvântul ăsta de credincioșie îl rostește Dumnezeu când a fost vorba de casa lui Eli. Era deranjat Dumnezeu. Aveau rânduiel preoții cum să opereze, îi făceau cum voiau. Și a zis Dumnezeu, 1 Samuel 2 cu 35, voi pune un preot credincios. Și a fost pus Samuel, care a fost credincios toată viața. Foarte important. Trecem în cuvintele Domnului, Matei 24. Astea sunt pentru noi, pentru generația dinaintea sau din vremea revenirii Domnului. Matei 24, versetul 45. Care este deci robul credincios și înțelept? Primul rând credincios, apoi înțelept, auziți? Care dă hrana la vreme hotărâtă, fericit de robul acela care stăpânul său la venirea lui îl va găsi, făcând așa, adevărat vă spun, că îl va pune peste toate averile sale. În capitolul următor, e vorba de pilda talanților, versetul 21. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Foarte important. Ești pus cu cântarea, la o misiune, la cum e aici, cu construcție, acum cu tot ceea ce este. Cu ziua de post, cu rugăciunea pentru o anumită tematică. Foarte, foarte important. Spune Domnul un principiu legat de credincioșie, Luca 16 cu 10, cine e credincios în cele mai mici lucruri, credincios în cele mari. Ba mai spune ceva, dacă n-ați fost credincios aici, cine vă va încredința acolo sus? Robul care n-a fost credincios pe un talent aici, n-a primit nimic dincolo. Așadar, să ne ajute Domnul să ne amintim la tot ce ne-am angajat. Mai cu o seamă dacă am făcut oarecum
nu neapărat o juruință în sensul vechi testamental, dar dacă ne-am angajat, da, are valoare de juruință. Citeam că odată un premier britanic a întrerupt o ședință de guvern cu scuzele de rigoare și a fugit repede până afară. A zis, i-am promis la cineva ceva. Important. Să rămâi în slujbă. Să ții cont de ce ți-a vorbit Dumnezeu. Citeam de asemenea despre un rege care atunci când ne-a murit o soție la care a ținut, a promis că face un templu în cinstea ei. Da, lucrările au durat. Apoi, cum se întâmplă cu grandomania conducătorilor, l-a extins și acolo era un sicriu sau cel puțin cenușa, ceva oricum care reprezenta soția lui, fosta regină. Și la un moment dat, regele s-a luat cu altele și spune într-o vizită, într-o inspecție, zice, ce-i cu lada asta aici? Dați-o afară. Dar cineva a zis, da, dumneata ai vrut să faci templu pentru lada asta. Și tocmai lada aceea uitase care a fost scopul inițial. Ar putea să ne depărtăm atât de mult de chemarea noastră, de principii care le-am avut. De asemenea, credincioșia în relațiile dintre noi, oameni. Aici mă gândesc în primul rând la familie. Scrie în Numeri, capitolul 5, că o femeie care nu era credincioasă, ascultați cu ce era taxată, și eu zic întotdeauna bărbatul e mai vinovat decât femeia dacă face aceeași greșeală ca femeia. Numeri 5 cu 27. După ce îi va da să bea apele dacă ea s-a pângărit și a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra în ea, îi vor pricinui amărăciune, pântecele ei se va umfla, coapsa ei se va usca și femeia aceasta va fi de blestem în mijlocul poporului ei. Că n-a fost credincioasă, cum zice în Ieremia 3 cu 20, că se poate întâmpla și acum, în mod deosebit, avem de-a face, pentru că e o lume care se călăuzește după lumea filmului. Nu știu că n-am fost în lume și n-am iubit filmele niciodată, dar așa, din cultura generală ce știm, chiar am auzit pe cineva zicând, cine a văzut vreun film în care este lăudată credincioșia unui bărbat și a unei femei pentru toată viața? Ce cărți tratează o credincioșie în viața de familie? E mai degrabă cum scrie aici, Ieremia 3 cu 20, dar cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Tot în profet scrie, în Maleahi, capitolul 2, versetul 14, despre necredincioșia față de tovarășa și nevasta care încheia legământ. Ca părinți, care mai avem copii de căsătorit și uneori ca slujitori, avem emoții, dat fiind necredincioșia zilor noastre. Oameni care nu rămân statornici legământului care l-au încheiat atunci când s-au căsătorit. Dar și în celelalte relații interumane trebuie să fim credincioși. Mă opresc doar la cartea Genesa, la Iosif, pe care îl consider un om credincios, de aceea și tatăl său, zice în Genesa 47, că l-a rugat să uzeze de această calitate. Genesa 47, de la versetul 29. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune rogu-te mâna sub coapsa mea, și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine și să nu mă îngropi în Egipt. Bunătate ar fi însemnat, zic eu, să-i poartă de grijă până moare, dar credincioșie avea în vedere și locul să fie înmormântat la cerința tatălui său. Și în capitolul 50, de asemenea, se vede credincioșia când după moartea tatălui său, scrie în versetul 21, a zis fraților săi, fiți fără teamă, eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Peste ani rămân același. Și i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. Știți că cei din vremea Domnului Iisus dădeau zecioială așa, din lucruri mărunțișuri. Dar ce uitaseră între altele? Credincioșia. În final, reamintindu-ne, deci, să avem încredere în Dumnezeu, în credincioșia Lui, să ne lăudăm cu asta, să-L lăudăm pentru aceasta,
Să dorim și altora să poarte Domnul cu ei cu bunătate și credincioșie, dar să fim noi credincioși în lucrarea sfântă și în relațiile cu oamenii, în angajamentele luate, în cuvintele, în promisiunile rostite. Rețineți credincioșia Domnului, aceea plină, cum a promis și cum este, e dovedită în pasiunea și exactitatea cu care împlinește toate angajamentele și toate planurile sale. Nu doar că le împlinește, le împlinește cu pasiune, nu de silă. E plin de credincioșie. De aceea scriem Psalmul 33, versetul 4. Căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. 139-138. Tu îți întemeiezi învățăturile pe dreptate și pe cea mai mare credincioșie. Nu există ceva mai mult. E totul. Dar rețineți, în ultimul rând, credincioșia asta desăvârșită a Domnului, ce ține din veșnicia trecută până veșnicia viitoare, va fi deplină, adică va avea efect numai pentru cei ce acceptă desăvârșirea Lui. Dumnezeu, în credincioșia Lui, ar putea mântui pe toți, îi poate ajuta pe toți, dar pe deplin vor avea parte credincioșia Lui numai cei ce vor fi și ei credincioși. O inimă rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeu, zice Evrei 3:12. Dar rămân la Psalmul 119 pentru a citi versetul 75. Știu, Doamne, că judecățile Tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit. Adică Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu soarele și cu ploaia, după caz, că e credincios și vrea să ne ajute până la sfârșit. Puțin în urmă, Psalmul 25, versetul 10. Acesta e versetul cheie cu care închei. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie. Dar cum? Că unor le-a făgăduit și n-am apucat să împlinească. Ascultați partea a doua versetului. Pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Deci tot ce face Dumnezeu e marcat de credincioșie. Pentru cei ce sunt și ei serioși, credincioși Domnului. Domnul să ne ajute. Amin.